De la Rapid sunt slabi? Sau lotul e slab? Nu e slab. Nu, atunci e supraevaluat? Nu e slab, dar nici nu e wow. Repet, cu plecarea lui Rahmani, Rapid a rămas în gaură mare de atacant. Mare, adică Rapid nu are un atacant. Jambor încă nu e pregătit. Nu e gata. Nu l-aș lua nici la Naționala Ziariștilor pe Jambor. Mă crezi? Dacă mi se oferă la Naționala Ziariștilor, refuz. Burmaz. Jocul Vochin. Da. Burmaz și Hasani nu sunt atacanți. Așa că el improvizează acolo. Și asta a dereglat tot. Plus lipsa de încredere pe care unii jucători o au acum în momentul ăsta. Și anume, Kaiten... Lipsa de încredere. Demoralizat. Joacă demoralizat. Adică Kite poate mult mai mult. Cred că ăsta... Cum îl cheamă? Emers poate mult mai mult. Un jucător de moral și el. Adică... Ce au arătat, bă, Brown, mi se pare. Brown e mult sub cota lui, poate mult mai mult. Mm-hmm. Borza, poate mult mai mult. Borza e o deziluzie până acum. Adică, dar de ce Borza e deziluzie? Nu știu, pentru că aici... Că tu, da, știi tu pe Borza, bine. Schimbarea asta, nu știu, de păi, dar a trecut un an. Am înțeles, dar schimbarea asta de la... Trecerea asta de la Farul la Rapid nu i-a prit. Borza nu e un jucător rău. Doar că nu știu ce se întâmplă într-adevăr cu el. Așa cum Brown nu știu ce se întâmplă cu el, pentru că Brown e sub asta. Nu, e deziluzie, Brown. Kite e sub ce poate el. Remers la fel e sub ce poate el. Nu spune că Burma și Hasani nu sunt sub ce poate. Deci, când ai... deja am numărat vreo 6... care nu sunt în formă, normal că echipa suferă. Da. Dar de aici până toți știm lucrul ăsta, nu e vina, nu știu cu e vina, poate să se întâmple. Și mă dică, trebuie să stai concentrat și să facă munca acolo. De ce Borza nu se impune totuși după un an? E un an, e un jucător tânăr. E prea mare? Unii jucători nu rezistă la presiune? Să joace la echipe sub presiune? Cred că cu Gică Hagi nu avea presiune. Eu cred că avea presiune. Nu avea presiune din partea publicului, dar din partea lui Hagi cred că avea mare presiune. Și atunci care ar fi explicația după părerea ta? Nu știu. Nu reușesc să-mi dau seama. Poate... Nu știu. Ori asta e valoarea lui. Bucureștiul? Bucureștiul? Se poate. Ce, nu știu și ce viață duce. Pentru că una e să fii... super controlat, așa cum era la Gică. Da. Ținuți pe acolo, nu știu cum vă face Gică, ce le face. Uh-huh. Și mai să fii lăsat liber în București, unde e tentația. Să scap din lesă. Păi, Constanța e foarte frumos, câteva luni, când e primăvară-vară și puțin după, da, când începe să plouă și să bată vântul la Constanța, nu mai ieși din casă. București, chiar că dacă nu are mare și nu e așa frumos vara cum e la Constanța... E o mică Londra, ca să zicem așa. Tot timpul anului aia, păi, nici nu vrei tu să ieși, trebuie să stai în altul, dar altceva, altă viață. Totodată ți-am spus, jucătorii nu știu să se gestioneze singuri. Bine, cred că nu e nici ușor. Nici n-au fost învățați. Au fost tot timpul, n-au fost învățați să-și gestioneze viața. Nici nu sunt puși pe linia dreaptă de mentalitatea aia de Ronaldo, spun așa. Care trebuie să lucrezi. Pentru că ai baza aia acolo în care poți să vii în ziua liberă, Borza, sau eu știu, să ceri, să vorbești cu asistenții lui Șumudică și să începi să lucrezi la poziționare, pentru că sunt multe greșeli de poziționare pe care le face și nu ajută linia defensivă în anumite momente când ar putea, pentru că e cu fața... La Borza te referi. Da, e cu fața la joc și vede mai tot timpul jocul. Am văzut niște intrări din linia a doua pe care nu le-a urmărit, adică lucruri esențiale și... Ca și cum pare că nu vede jocul, că nu-i concentrat, exact. Borza. Și atunci ar trebui să lucreze mai mult, adică ar trebui să-și acorde lui însuși mai multă atenție în detalii, în ce înseamnă poziționare, poate recuperare, poate face mai multă forță. Ai niște condiții bune, adică ai și sala, ai și asta. Adică lucrează și... tot timpul și încearcă să-ți îmbunătățești jocul, pentru că altfel probabil 100% pe viitor, dacă va continua așa, va fi exclus și probabil și vândut și la echipe de...